Deschidem cuvântul Domnului în această zi, în Epistola 1 Corinteni, capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 17. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbitorul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am lecturat împreună ne vorbește despre crucea Domnului Iisus ca mesaj central a propovăduirii creștine, ca miez a propovăduirii creștine. M-am bucurat în această dimineață să observ că atât cântările comune pe care le-am cântat, cât și cântările alese de corul mix, de corul bărbătesc, au rămas în această temă a crucii Domnului nostru Iisus. Nu ne-am înțeles, dar cu siguranță că ne-a mânat același Duh care ne-a făcut să cugetăm la jertfa Domnului și la cina Domnului care urma să fie în fața noastră și care iată că este și astăzi ne vom împărtăși împreună, aducându-ne aminte de suferințele Domnului nostru Iisus pentru noi. Mesajul din această dimineață l-am intitulat Aparențele Crucii. Aparențele Crucii. Cuvântul citit ne vorbește despre crucea Domnului nostru Iisus ca despre înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, cale prin care Dumnezeu a decis să salveze omenirea, să salveze sufletele noastre. Când te uiți la cruce, superficial, aparențele ei arată altfel, cu totul altfel. Cuvântul spune că în aparențele ei, crucea este o pricină de potignire pentru iudei, este o nebunie pentru greci. Haideți să observăm împreună câteva, poate 4 sau 5, aparențe ale crucii lui Hristos. În primul rând, crucea Domnului, crucea lui Iisus, apare ca nebunie. Privind-o la suprafață, ea pare ca nebunie. Acest lucru îl subliniază Apostolul Pavel, versetul 17 și 18. El spune așa, Hristos m-a trimis, nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Ea, în aparență, este nebunie. Și așa și este. Privind fără să vezi miezul, jertfirea unui iudeu tânăr, pretinderea că prin această jertfă sunt iertate păcatele lumii, declarația că în sângele acelui care a murit pe cruce găsim viață și mântuire, asta pare nebunie. Asta pare soluție la nebunie. În miez însă lucrurile arată altfel.
privind în aparență viața Domnului nostru Iisus, pare nebunie, trăirea Lui, întoarce și obrazul celălalt. Faceți bine celor care vă urăsc, rugați-vă pentru cei care vă blastămă. Nu vă împotriviți celui care vă face rău, dați și vi se va da, iertați-vă unul pe celălalt. Spuneți, vă rog, nu pare nebunie? Privind în aparență acest mesaj care este axat în jurul crucii, nu pare nebunie? Văzută din perspectiva lui Dumnezeu Tatăl, pe interfața ei aparentă, crucea este de asemenea nebunie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu să moară. Pentru cine? Pentru o lume căzută din harul lui Dumnezeu, în credință. Pentru o lume care a întors spatele la Creator. Pentru aceia care l-au scuipat pe Dumnezeu. I-au călcat porunca, i-au contestat domnia. Pentru asemenea oameni să-ți dai la moarte singurul copil, e nebunie. Nimeni în această lume n-ar face așa. Dumnezeu, în schimb, a făcut așa. Nu e nebunie deloc, e doar în aparență. Pentru că în miez este înțelepciunea adâncă a lui Dumnezeu, care a găsit această cale ca prin ea să fim salvați. A făcut lucruri prin moartea lui Iisus, prin jertfa Domnului Iisus, nebănuite, negândite, neanticipate, neînțelese de nimeni. Nici chiar de profeții care le-au anunțat. Nici chiar de ucenicii care au fost aproape de Domnul Iisus și l-au auzit vorbindu-le despre această cruce și despre patimile care urmau, n-au înțeles. În aparență, aceste lucruri arătau cu totul altfel. Acesta a fost și motivul pentru care Domnul Iisus a spus ucenicilor săi care au recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu, venit în lume ca să salveze omenirea, că este Mesia, este Hristosul. Domnul Iisus le-a spus să nu propovăduiți la nimeni nimic, să nu spuneți nimănui nimic, până după ce voi muri și voi învia. Pentru că abia după înviere, acest văl al aparențelor crucii urma să fie spulberat și miezul scos la lumină. Este mântuirea noastră, slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, crucea apare ca înfrângere. Nu e nimic frumos, nu e nimic de dorit în cruce, ea apare ca înfrângere. Viața lui Iisus, după cum citim în Evanghelie, propovăduirea Domnului Iisus a promis multe. Mântuitorul a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. El a vorbit despre puterea lui Dumnezeu care s-a dezlănțuit împotriva celui rău. Cel tare a intrat în casa celui puternic și l-a legat și a jefuit casa. Iisus a alungat demoni, a înviat morți, a vindecat leproși. A promis libertate, a promis viață veșnică, a spus că cei care cred în El nu vor muri niciodată. Și în consecință, în ultima săptămână a vieții, după ce a intrat la începutul acestei săptămâni în Ierusalim, fiind aclamat ca rege, totul se răstoarnă într-o clipă. Este trădat, este arestat și El care a umblat pe ape, El care a deschis ochii orbilor, care a mulțit pâinile, care a fost lăudat ca împărat, acum este luat la palme, este batjocorit, este scuipat, îi se pune în spate o cruce, sunt trase hainele de pe el, e răstignit între doi tâlhari, e batjocorit de oamenii cărora le-a făcut bine, cărturarii, fariseii, preoții care se găseau acolo, ziceau cuvinte de ocară, până și colegul lui de suferință, unul dintre ei, s-a unit cu cei care îl batjocoreau. Spuneți-mi, vă rog, nu pare aceasta înfrângere? De oriunde te uita
la felul în care evenimentele s-au desfășurat, în aparență este înfrângere. Așa arată crucea Domnului Iisus, ca înfrângere. În schimb, în esența ei, această cruce este puterea lui Dumnezeu. Este manifestarea puterii lui Dumnezeu într-un fel în care n-a putut fi anticipat de nimeni și pe care nimeni până atunci nu l-ar fi putut înțelege. Apostolul Pavel a spus mai târziu, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Această cruce este puterea lui Dumnezeu. Și dacă să ne gândim la faptul că și noi suntem chemați să ducem crucea, purtând crucea pe urmele Domnului Iisus, în aparență, oamenii ar putea să spună și despre noi că suntem nebuni și că suntem niște învinși. Însă, purtarea crucii lui Iisus, asumarea ca ucenic a căii Domnului Iisus, ascultarea de Dumnezeu, nu e demonie și nu e nici înfrângere, ci este înțelepciune și este biruință, este putere. Slăvit să fie Domnul! Uitați-vă, vă rog, în cuvântul Domnului și o să observați încă din Vechiul Testament atâtea exemple de oameni care, asumându-și calea lui Dumnezeu, rămânând în ascultare de Dumnezeu, în aparență au pierdut. Alegerea lor, ascultarea lor, a însemnat pentru moment, în circumstanța aceea, o mare înfrângere. S-a râs de ei. S-a râs de Iosif. S-a râs de David. S-a râs de atâția alții. De Ieremia s-a râs. De Daniel s-a râs. De cei trei care au ajuns în cuptor s-a râs. Mare lucru. Faci un gest, te închini, în inima ta faci rugăciune lui Dumnezeu, mare lucru. Au rămas în picioare. Iar această reacție a lor, urmată de persecuții ample, de condamnare la moarte, a fost numită de cei din jur înfrângere. Însă Dumnezeu a răsturnat înfrângerea aceea și a făcut din ea biruință, cum va face de fiecare dată și cum face de fiecare dată în viața copiilor lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în cruce, în crucea lui Hristos și în a noastră, pentru Domnul nostru Hristos, în suferințele noastre pentru Domnul Hristos, în renunțarea noastră, în jertfa noastră pentru slava lui Dumnezeu. În al treilea rând, crucea apare ca o cale greșită. Oricum ar fi să te uiți la ea, nevăzându-i miezul, neînțelegându-i semnificația, ea pare o cale greșită. Încercați, vă rog, să cugetați la crucea lui Iisus Hristos fără să aveți, sau făcând abstracție, de toată cunoștința pe care o avem despre sensul crucii, despre tot ce am învățat de la Apostolul Pavel din Noul Testament, despre tot ce știm din citirea Scripturii, despre toate aceste interpretări pe care le găsim în Noul Testament. Uitați-vă doar la componenta istorică a acelui eveniment. Și o să observăm și o să fim de acord că este o cale greșită. Vom spune, nu așa se rezolvă problema. Nu asta este soluția. Acest mental, această gândire i-a copleșit până și pe ucenicii Domnului Iisus. După ce Domnul Iisus îi întreabă, voi cine ziceți că sunt? Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul celui binecuvântat. Domnul Iisus i-a spus, nu carnea și sângele ți-a descoperit acestea, adică n-ai învățat asta de la oameni, nu s-a născut asta în cugetarea ta, nu este rezultat al efortului tău, nu e înțelepciunea ta la mijloc, nu e cercetarea ta la mijloc, aici este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a descoperit. Și apoi Domnul a continuat spunând, acum ne ducem la Ierusalim. Ați ajuns la înțelegerea faptului că sunt Fiul lui Dumnezeu.
Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, va fi dat în mâinile păcătoșilor. Ne ducem să fie dat în mâinile păcătoșilor. Va fi batjocorit, va fi răstignit. A treia zi va învia. Haideți să ne ducem acum să plinim ce trebuie împlinit. Reacția lui Petru a fost să te ferească Dumnezeu una ca asta. Doamne, este o cale greșită. Să te ferească Dumnezeu, Doamne. Deși câteva minute înainte, Domnul Iisus i-a spus, nu carnea și sângele ți-a descoperit că sunt Fiul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu, Tatăl. Acum, confruntat cu aparența crucii, căzut în plasa gândurilor omenești, Petru este înfruntat de Domnul Iisus cu cuvintele, Domnul să te mustre, Satana. Gândurile tale sunt gânduri ale oamenilor, nu a lui Dumnezeu. Crucea, așa este, pare o cale greșită. Ne-am fi așteptat ca salvarea să aibă loc printr-un război, așa cum au fost oamenii învățați din vechime, cel tare îl îngenunchează pe cel slab, îl înrobește, îl învinge, dacă trebuie, îi ia viața, îi suprimă existența și în locul lui se așează. Iisus face altfel. Calea aleasă de Dumnezeu este cu totul alta. În lumina acestei căi alese de Dumnezeu, vă chem să citim din Isaia 53 câteva pasaje, de la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Ce să bagi în seamă? Ce să atragă atenția? Auziți, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi, care ne-am uitat în aparență, am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Așa pare crucea. Nebunie, înfrângere și o cale greșită. Am crezut că este pedepsit, este lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iată cum a ales Dumnezeu să ne salveze. Prin această nebunie a crucii, care după toată logica omenească este nebunie, este înfrângere și este o cale greșită. Însă, ea este înțelepciunea lui Dumnezeu, e biruința lui Dumnezeu și e unica soluție, singurul drum prin care putem să fim salvați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei din vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Răspunsul este nimeni. Pentru că toți au fost cuplișiți de aparențele crucii. Stimați frați, stimate surori, dacă Dumnezeu va îngădui în viața noastră încercări, să nu le socotim ca fiind o cale greșită. După cum crucea Domnului Iisus n-a fost cale greșită, nici drumul crucii noastre nu este un drum greșit. E Dumnezeu cu noi pe acest drum. Slujirea lui Dumnezeu, slujirea semenului sub cruce, nu este o cale greșită. În această lume plină de egoism, dăruirea unui creștin, altruismul, iubirea unui credincios, a unui copil al lui Dumnezeu, pare o cale greșită. Ce a trebuit să vă duceți acolo cu convoi umanitar, să dea rușii cu rachete în voi și să muriți 27 la număr? 27 de frați de credință
au fost uciși în acel bombardament în estul Ucrainei. S-a dus cu ajutoare. Cale greșită. Oare? Cei de acasă am putea zice, nu vă duceți. Stați, e mai înțelept să stați. La un moment dat, comoditatea, egoismul, nepăsarea celor mulți care nu fac nimic poate funcționa cu un mecanism de mare descurajare pentru acei puțini care au ales calea cruce. Și ei pot să spună, n-are rost, e o cale greșită. Nu vezi că e singur pe aici? Ascultați-mă, vă rog. După cum Domnul Iisus, care era singurul pe fața pământului, care a luat pe acel drum, n-a mers pe un drum greșit, nici noi, cei care alegem să-L urmăm jertfindu-ne, nu greșim. Nu greșim. Greșesc cei care se uită la aparențe doar. Și în ziua de apoi, de după înviere, se va vedea mult cât au greșit. Să ne dăruim și Dumnezeu să ne dea biruință în această privință. Mă întrebam într-o seară, ceva timp în urmă, lucram pe vremea aceea la un studiu legat de sensul identității creștine. Câteva săptămâni, vreo 2 luni la rând, m-a frământat această temă. Era seară târziu. Soția Laura trebăluia cu ceva treburi în gospodărie, la bucătărie, iar eu m-am dus din birou unde lucram, am pus în pat și cu o carte în mână, cugeta mai departe la acestea. Între timp, ea a venit, s-a așezat și îmi spune, nu vrei, te rog, să te duci să-mi aduci un pahar cu apă? Vă mărturisesc că în momentul acela, această cerere a ei mi-a căzut pe mâna stângă. Așa de bine mă așezasem și n-am putut rezista gândului care îmi sugera în minte, cum e și asta? A venit de la bucătărie, nu putea să bea apă acolo. Trebuie să mă ridic eu acum și să-i duc un pahar cu apă. Ăsta a fost gândul. Desigur că l-am socotit ispit. M-am întrebat, oare în această situație de viață, cum aș putea demonstra că sunt copil al lui Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu? Am în față o cale ușoară, pe care oamenii de regulă o accesează ori de câte ori pot sau dacă ar putea măcar. Se numește calea miracolului. În numele lui Iisus să se înființeze un pahar cu apă aici și soția mea să-l bea bucuroasă. Adică în loc să fac ceva, fac o rugăciune. Mă rog să nu-ți mai fie sete. Păi dar nu de rugăciunea mea avea nevoie, ci avea nevoie de slujirea mea. Înțelegând că a fi creștin nu înseamnă să faci miracole în primul rând, ci să-ți asumi cu ascultare ce a făcut sau nevoia celuilalt și povara celuilalt în ascultare de Dumnezeu, m-am dus la bucătărie și am adus un pahar cu apă. Peste sufletul meu a venit o bucurie pe care nu vă pot descrie în cuvinte. În acest gest mărunt în viață de familie, am înțeles cu inima că a fi creștin și a duce crucea lui Iisus înseamnă a asuma, a-ți asuma povara celuilalt și a-l sluji. Și asta în fiecare zi. S-ar putea într-o zi colegii dumneavoastră, vecinii dumneavoastră, colegii de clasă sau de serviciu, oamenii pe care îi întâlniți, să tragă o concluzie în dreptul dumneavoastră. Acest creștin penticostal, bucăit, este un om prost. Asta e. Și când vor trage această concluzie, dați-mi voie să vă spun că au reușit să privească în aparență. Calea nu e greșită, drumul nu e înfrângere, deciziile nu reprezintă nebunie,
ci ele sunt după modelul crucii lui Iisus Hristos. Așa slujim pentru Dumnezeu. Să umbli în vremea aceasta pentru lucrul tău nu-i niciun fel de ceva extraordinar. Dar să lași lucrul tău nefăcut în timp ce alergi după lucrul lui Dumnezeu, după toate evaluările lumii, se numește nebunie. Să-ți lași casa ta descoperită, să plouă în ea și să te duci să construiești pe frații grachi, dați-mi voie să vă spun, după cum măsoară vecinii și prietenii și neamurile necredincioase, toți spun, asta este nebunie. Să-ți refuzi concediu ca să slujești, te duci în misiune, este nebunie după toate măsurătorile lumii. Să-ți restricționezi cheltuielile ca să poți da mai mult, dați-mi voie să vă spun, este nebunie curată. Mai mare a fost numai când și l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său să moară pentru noi. Dar totul este în aparență. Noi credem în viața veșnică, nu totul se rezumă la această lume și ceea ce pare înfrângere, în esență, este o mare biruință. În al patrulea rând, crucea apare ca sfârșit. Capăt de drum. Doi dintre ucenicii Domnului Iisus au fost copleșiți de acest înțeles al aparențelor cruci. Deziluzionați, descurajați, profund dezamăgiți, tulburați, cu groază se apropiau de casă, unde urma în Emaus să-i întâmpine probabil ai lor. Și pe drum s-au întâlnit cu un străin. Au intrat cu el în vorbă și din vorbele acelea au zis străinului care era Domnul Iisus înviat: n-ați auzit de ce vorbiți între voi? Și eu zis despre ce s-a întâmplat. E singurul străin în Ierusalim. Dar ce s-a întâmplat? Păi Iisus, am crezut că e Mesia, profetul, că e Hristosul lui Dumnezeu trimis în lume să așeze din nou împărăția lui Israel conform profețiilor făcute. Am crezut în El cu toată puterea și ființa noastră. Și acum ce s-a ales de toate acestea? Nu s-a ales nimic. Au spus ei, noi am crezut că El va așeza din nou împărăția lui Dumnezeu. Și în loc, romanii l-au ucis pe croce. E în mormânt acum. Iată cum arată crucea în aparență. Capăt de drum. Sfârșit. Moarte. Nu vezi aici nici un pic de optimism. Speranța este dusă, deși Domnul Iisus le spusese înainte în repetate rânduri că moartea Lui va fi urmată de înviere. N-au putut să creadă acest lucru. Iisus într-o zi a vorbit apelând la o metaforă, la o imagine foarte cunoscută. Bobul de grâu, care nu învie dacă nu moare mai întâi. Vorbea despre el și despre moartea lui care va fi urmată de înviere. Fiecare agricultor știe că bobul de grâu care putrezește sub brazdă nu-i la capăt de drum, ci este în fața unui nou început. În aparență, e capăt de drum. În realitate, e un nou început. Și așa este crucea Domnului nostru Iisus. Un nou început. Auziți ce spune profetul Isaia. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Și apoi urmează trei puncte. O pauză pentru o tăcere îndelungată. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința Domnului, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor,
De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Nu-i capăt de drum, nu-i sfârșit. E un nou început, care e mult mai mare decât tot ce a fost înainte. Pe noi, în dimineața aceasta, ne așteaptă Domnul la masă. Sigur, și noi trebuie să ne luăm crucea noastră. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem lui iertare pentru toată vina. Crezând că în sângele lui avem iertare, să-i cinstim jertfa. Orice creștin care își cercetează sufletul și realizează că a păcătuit și se bizuie pe jertfa lui Iisus pentru iertare și ia cina, crezând că este justificat în jertfa lui Iisus, cinstește această jertfă. Adică îi acordă valoare, îi recunoaște puterea, înțelepciunea, sensul, zicând, da, crucea îmi este suficientă. Darul, puterea lui Iisus de a mă ierta îmi ajunge. Promisiunea lui o primesc. Da, e da și amin pentru mine. Nu mai am nevoie de nimic decât de El care m-a salvat, slăvit să fie numele Lui. Merg pe numele Lui, pe cuvântul Lui, pe promisiunea Lui. Dacă spui, mai trebuie și o zi de post. Mai trebuie să înconjori biserica în genunchi. Nu o să cinstești jertfa aceasta. Fiecare să se cerceteze pe sine și orba fratelui Petru care accentua la ultima cină și așa să mănânce din pâinea aceasta. În aparență, n-avem dreptul. Toate evidențele vorbesc împotriva noastră, în aparență. Dacă ar fi cineva o instanță omenească să ne cerceteze calificările, trecutul, faptele și apoi să tragă linie și să ne dea notă. Niciunul, n-am avea niciun drept. Asta este aparența. În realitate însă, crucea lui Iisus declanșează daruri, binecuvântări, revarsă asupra noastră har, ne acordă merite, ia de la noi vină, pune peste noi dreptate. Și în acest fel devenim vrednici în numele lui Dumnezeu. Domnul să ne dea putere să primim această vrednicie cu credință. Amin.